aplauze pentru colegii noștri varianta engleză. O fost așa fost Cristian, Cristian, Dan, Hazel, Don și Mihaela. Mihaela! O spectacole, e! Acum, după cum bine v-au obișnuit colegii dinaintea noastră, avem nevoie de un cuvântel pe care voi să ne-l dați ca noi să continuăm. Aeroport. Aseară, când mă îndreptam către Luxemburg cu aeroportul, eram atât de beat, că aveam impresia de frică că zboară aeroportul. Eram cumplit, aveam o frică cumplită de avion. Mi-e frică că o să cad, efectiv. Numai când decolează e în regulă, dar când e deasupra cerului... De asemenea, mai îmi este frică și de șerpi. Orice fel de reptile, târătoare, chestii alunecoase, vieni, râme... Problema era că veneam din Amsterdam și acolo am întâlnit tot felul de substanțe care nu au fost atât de drăguțe cu creierul meu. Iarbă, ciuperci... De fapt, nu știam că de la naștere am aflat că eu am alergie la foarte multe lucruri și de fapt sunt un mare fricos. Am frică de o grămadă de lucruri, mi-e frică de umbra mea, mi-e frică de părinții mei, mi-e frică de mine când sunt nervos, mi-e frică de mine când mă îndrăgostesc, mi-e frică de mine în toate pozițiile, efectiv. Sunt un om fricos în orice situație, doar în momentul în care beau. Și uite așa am mers la Amsterdam crezând că o să pot să scap de sentimentul de frică prin ciuperci sau prin alte droguri care fac bine creierului. Să trăim! Bine! Băi, să fim sănătoși! Asta e viața! Băi, când avem probleme, bem! Când ne îndrăgostim, bem! Când ne naște nevasta, bem! Când murim, când moare unul, bem! Ce dracu viața mea? Băi, mie îmi pare rău că nu bem și când murim, băi! Băi, bă, bem, băi, că poartăm, că punem pupa vin pe mormânt și atunci ne intră vinul noi, băi! Tata, simți tu? Băi, singura religie! Băi, nu știu, bă, dar sufletul știe că e băi, de popa când te dă cu vin, ce mă, când te dă cu vin la împărtășanie, de fapt îl înțelegi, te învață că și în rai se bea, mă! Bă, pe Iisus Hristos! N-a zis că vinul e sângele meu, mă, mâncați-și. Deci eu e bă, nene, dar creștinismul e o beție într-una, băi. Hai! Să... Băi, rai, bă, atunci să mergem în rai. Mai, băi, înainte să mergem în rai, să mergem pe la prea fericit. Îl luăm binecuvântarea și vreo 3 sticle de vin. Da la bun. Da la de aici, la sângele lui Iisus și devenim... Ați ajuns la prea fericitul. Mituiți. Fiți voi păcătoși, înjunghiați în fața puterii lui Dumnezeu! Ce? Amă, dându-ți-a mă noroc, mă! Ce? Prea fericite, ți-am adus o damegeană de țuică. De unde este? Este, știi, ca să trecem vama. Vrem să ajungem în ticolo, să murim. Mi-e frică de zbor, lasă moară mama, dacă dă beau, mă duc la Sfântul Petru. Am zis. Dumnezeu va fi mânios când va afla, dar din partea mea puteți să treceți mai departe, însă cu o singură condiție. Să bem! Să beți orice țuică de la străbunicu. Dai dezlegare? Dă-ne! Dezlegarea a fost făcută. Puteți în momentul ăsta să vă considerați oameni renăscuți. Bă, tu ești prea, tu ești Buddha sau prea fericit, tu, bă? Bă, ăsta e, ce prea fericit? Ce, iarăși te mancă? Stai, ai medicamente? Dar nu este în regulă. Calmează-te, ia-mă, nu e regulă. Dragi, noi suntem la 4-a ședință, și am rămas la povestea cu copilăria ta, da? Maică te-a țipat la tine. Ok? Bun, când țipa la tine, ce făceai tu? Ce se întâmpla cu tine? Îmi făceam mică și mi-era frică. Și făceam mică. Cum?
și din mâna stângă voi lua puțin sânge. Nu trebuie să vă fie frică. Doamne, și n-am ultima dată. Păi nu e nevoie să nu, sincer. Chiar nu e nevoie să... Doar că... Iubito. Simbolul dragostei mele pentru tine. Sunt un sclav în fața iubirii tale. Aseamănă cu un ac. Mami, mami, uite, doamna profesoară ne-a spus să culegem ace de braț și ți-am adus ace de braț. Multe, multe ace de braț. Viața mea toată de vârtejul acelor. Da, dragul mami. Și mi-a zis ca să-mi faci o coroană, că vine Paștele și să le punem în jurul capului, ca așa a fost Domnul Iisus Hristos, a pus cu dalea care înceapă pe cap. Asta să mă costă multe ore de terapie. Da, iubitul meu, o să-ți fac, ai putea să le înfășori în niște vată, în ceva care să le facă mai puțin asuțite? Dar a zis că mama să facă asta, adică este team building acasă. Mama cu copilul, este dezvoltare personală. Eu am adus acele, tu faci coronița mamii. Altfel o să le spun la profesoara că mama mea nu m-a ajutat. Și atunci am să-l putea să mai ia la suedezi. Știi că suedezi și fură copii în momentul de la părinții lor, când părinții lor. Pase mai repede ce de făcut acum. Hai, nu pot să aștept. Hai mă, sapă-mă! Sapă, auzi? Sapă-mă! Sapă, pune mâna și sapă! Băi, nu ți-a făcut carte, trebuie să sapă! Sapă-mă, mormintele astea! Sapă-le-mă, băiatele! Băi, avem 4 morți! Trăim bine astăzi! 4 morți am murit! Toți beți! Dumnezeu! În sfârșit, face și noi bani în cimitirul ăsta, că am zis că nu mai moare lumea! Veșnic, a murit prea fericitul. Ce-i ca aia, bă, dă-ne-a dat? Nu era bună. De 10 ani i-a lăsat. Și-i dă-o de mai fericit acum decât era mai devreme, cum vorbim. Având direcție, veșnic, nu? Dai seama ce gândire a avut el când a murit. Vezi, trece până el, încă țuica, vezi? Vibrează. Așa pleacă sufletul, asta, așa te spune, așa pleacă, sufletul pleacă, așa pleacă sufletul, pleacă. Ultimele 7 minute când sufletul era asta și pleacă. Dă-mă-ți. E la vamă, ia-mă, hai să urmărim să urmărim sufletul. Băi, prea fericitul ăla, ia și mă și bea și ia mai bea, mă. Da? Ia mai bea un păhărel, el vrea că bea. Ia mai bea. Vezi, să vii de acolo să ne zici, ar fi sau nu fi aceasta. Băi, dacă mă bântui, să mă anunți. Să vedem. Păcătosul, am păcătuit, ți-am spus să nu bei o treabă asta. Băi, bă, urău, bă, să mă... Bă, să-mi țică de la părintele, am luat-o asta. Bă, nu mai vezi? Ți-am zis să bei de la stărbunicul. Nu de la tata. Era tatu? Daniela, că mă sperie rău. Băi, Daniel, auzi, se întreba acum, ești mason? Eu nu sunt Daniel, sunt fantoma lui Daniel. E tot Daniel ești, mă, las-o drept. Fantoma lui Daniel. Dantoma. Dantoma. Fantoma lui Daniel. Mă, Toma, da, mă, Toma Daniel, aia e. M-am ridicat în al 7-lea plan al existenței. Ce este picioare, zic așa. Și da, păi aia, aia. Uite, mă, postul. O să vezi că... Ești nebun. Nu sunt. Sunt și nu sunt. Ai trecut dincolo. Doare. E mult alcool dincolo. Băi, să vezi și noi. Băi, haide. Pe și cum are zonă. Trebuie, ca să am zis dincolo, trebuie să muriți îmbătați în alcool. Da? Nu vine avionul să ne ia și auzi, ne ducă. Așteptăm la soare, că poate te bronzezi un pic așa. Simt soarele cum prăjește pielea. Mai la prăjire de două? Hai, prăjire. Bază? Băi, uite, popii ca tine ar trebui să fie. Păi normal, că și popa bea, că și popa fumează. Ce spune? Să faci ce zice popa, nu ce faci.
Te faci ce spune data viitoare. Uite, dragul mami, cum a ieșit. Da. Uite, de când am început împreună să facem acele team building-uri, de când erai tu în școală? Îmi pare rău. Ți-am spus. Uite, ăsta este proiectul tău la științele naturii. Da. O veveriță moartă. Da, mami, dar mai am încă ceva. Mai am aici să ceară. Am o vulpe împăiată. Și mai am mult de ascuns, să știi că de la 3 ani de zile am chestia asta. Primul animal pe care l-am ucis este azurelul nostru. Vai, cât o să mă coste orele de terapie pentru asta. L-am îngropat într-un cimitir. Eu am spus să vă spun și eu ce se întâmplă cu copilul dumneavoastră. Sunt foarte îngrijorată. Desenează în fiecare pauză animale moarte. Și, cum să spun, sunt niște imagini înfricoșătoare, cu sânge. Este roșie toată pagina, cu niște coarne. Profa! Ia uite, profa! Mi-am făcut colegii, uite. Uite, el cu ochiul vână de ce mani. Când ai... La vamă. Bă, Femiu, o ia pe urmele mele, cu mândru. Bă, Femiu, cred că o să facă un ficat. Bă, generația mea o să fie... Fimiu, nu știu ce e cu el, bă. Nu bea, hai să-l întâlnim cu Fimiu. Nu, e pe treaba lui, nu, dar zi-ați, mă, tata, gustă și tu nimic. Ce că face rău? Bun la psihiatru, că e problemă. Bă, dacă bărbatul nu bea, e gay. Hai. Bă! Eu așa știu, adică eu n-am văzut un gay, dar... Bă, dar... Bă, român, popor român, un popor de oameni... Bă, nene, dar am văzut un român, bă, Bolanie. Am văzut. Băi, fii atent. Mergem la mine. Vorbim cu fii. Și tu ții și eu-i tot în pământ să mă fie gheu. Băi, prătenare, așa facem. Îl pregătim pentru vamă. Să meargă la... Să meargă la Hârciumă, bă. Aie. Nu la facultate, că stăm numai cu... Strămoșii noștri. Iubitule, de când ne cunoaștem cu Bei, asta e tot ce face Bei. Ce s-a ales de căsnicia noastră? Eu rezist! Sunt un român adevărat, rezist! În viața viitoare rezist! Vezi? Dar știu că îmi pute gura băutură. Dar dacă vrei să fii cu mine, vreau să fii român. Să fii primul gay român. Bea! Eu nu mă convertesc la olandezi. Vezi asta? Vezi asta? Da. O să te omoare. O să te omoare, o să... Păi asta nu-i facem împreună, bine. Îmi place când mă e așa. Păi asta, bea. Tu ești Romeo, sunt Julieta, dacă vrei odată să fii tăi, să fii tu bărbat. Ce zici? Pentru dragoste eternă. Asta, bagă, el. Ia mergi, mă, ce faci? Ce-i buzunar? Ce? Am... Un... Cred că am ceva alcool. Nu mă simt prea bine. Eu l-am găsit, dragii mei. Eu l-am găsit. În sfârșit vă așteptam de mult sfântul pe el. Înainte să intrați, aș vrea să gustați din crama noastră regală. Avem aici un port de vinuri. Atât ca pișat de boc. Asta e ideea, să confuzăm oamenii. Numai dracii pun gustul la altceva. De vei să încerci tu? E de la Sfântul Petru. Mă simt obligat. Altfel nu puteți vedea poarta raiului. Acum, în păcate, nu vedeți nimic. Ia beți. Bă, vezi ceva? Bă, parcă ceva.
Ea este Samuela. Cherubimul numărul 245,3. Și am luat doza deja? Deci înseamnă că sunt pregătiți? Da. Sunt pregătit. Vreau inițierea. Nu, o să-i prea nerăbdător, nu cred că e pregătit mai bine. Nu, ba da. Am eu răbdare, intru eu primul. Da. Okay. Da, dar nu știu ce să zic. Să știți că în momentul când o să vă cântărim, s-ar putea ca o parte din fricile pe care le aveți în acest moment să dispară. Sunteți pregătiți pentru asta? Dumnezeu nu trebuie să dispară astăzi. Niciodată. Sunt pregătit. Să-i primim în rai. Ce-ai făcut? Bă, ăla în avion? Da. A dat drumul, nu? Aeroport, gata. A început să zboare. Să vezi dacă mai dormi mai liniștit. Hai. Vreau să dau judecată primărie. Bărere, eu când am mutat aici, mi-au promis că nu o să fie nici gară, nici aeroport. Și nici gaze nu sunt, și nici drumuri nu sunt făcute. Păi nu, asta e. Bă, asta e țara, România, nu? O țară de beții, bă, și de... Bă, să mergem undeva unde nu sunt aeroport. Botswana. Africa. Nu, hai să rămânem aici la noi și să distrugem orice aeroport. Bă... Hai, dă-mi! Am un prieten care lucrează la Institut la Măgurel. Luăm niște dinamită. Fac ea laserul acolo. Zic ce-mi să... Ia zic, ce te pot ajuta? Eu mă întorc. Am nevoie de un laser mare, așa cum faceți voi la Măgurel. Și să-l punem pe aeroportul care s-a făcut la Ciulnița. Deci îl punem pe aeroport, vrei să-l punem? Și bum! Adică tu trebuie să știi, bănuiesc că faceți asta zile. Mă, vrei să... Zdravstvice! Zdravstvice, Igor! Igor Kuczynski! Ștefan. Am auzit de planul vostru. Un plan foarte bun. Vezi? Avem și aliat. Dacă vrem cu adevărat să bombardăm ceva, primul lucru care trebuie bombardat este DDS-ul. America trebuie să moară. Aici și România. Tot cu lase bute pe aeroport? Nimic. Dinamită. Să se audă. Și ce facem? Putem pune dinamită în avion sau cum? Nu. Eu... Săpăm. Plocăm din cimitir. Săpăm din cimitir. Intrăm pe sub Drăgănești Vânt. Și direct în Deveșel. Se poate întâi în Ciulnița. Ciulnița era la Radco. Eu sunt mai rus decât tine și mai bun decât tine. Jesus, Ciulnița e acolo, mai întâi Deveselul. Da, dar eu n-am problemă cu Deveselul, am cu Ciulnița. Eu am bani! Deveselul e primul și apoi Ciulnița. Tatăl a fost comunist. Se vede că ai moștenit. Da? Un mare alcoolic. Bravo! Bun, semnați aici. Cu acest contract este clar că din momentul ăsta deveniți agenți KGB. Orice semnează! Ce iau ceva aici. Aș vrea să semnezi și să nu devin agenți KGB. Se poate? După ce mor, nu o să mai fi nimic. Deci am găsit această soluție de ciuperci halucinogene care induce în oameni cele mai mari frici și cele mai mari vicii, astfel încât România să ajungă să se autodistrugă. Oh! Ești minunat!
Domnule Popescu, am găsit aceste aspirine vechi de 3 ani de zile, pe care dacă le beți, uitați tot. 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 Și vrem ca oamenii să uite, ca să putem să-i reprogramăm iarăși, să cumpere iarăși. Adică dacă eu să cumpere o aspirină nouă, le dăm una veche și apoi cumpere din nou nouă. Dar dacă ei uită că trebuie să cumpere aspirina? Da. Aia de 4-5 ani. Bunica! Bunica, s-a născut 1927. Am această poțiune pe care dacă o adaugi în alcool, bei, te înbeți, după care uiți că ai băut și te-ai îmbătat și trebuie să bei din nou. Și iar mai pui un pic și iar bei și uiți. Păi, am găsit ceva mai tare decât Viagra. Am găsit... Este o licoare magică, se numește esență de brad. Deci dacă bei esență de brad, bradul care e verde, bradul e verde și tu o să fii toată viața. Înțelegi? Buștean! 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 Băi, dar cum nu mai... Toate mamele ghicești nici eu vin la tine după aceea. Dai seama? O să-mi fac și baston din brad. Ha! Facem o afacere. Cu acest chip pe care îl bagi în mână, mor, ești îngropat. După un an de zile, învii, uiți că ai murit, îți trăiești în o altă viață. Frate, știi că... Asta mea, aseară, a început să uită la termovere, frate. Da? Nu mai au de nimic. Mino. Eu apoi ce faceți aici în grup? Ați cadavre? Repriat. Ce se întâmplă aici? Da, ăștia vechi au mâncat zahăr și euri și nu s-au luat putrezit. Ați mors de mult. Mai mult ăștia. Da. Este un fel de sfinți acum, așa de zic că sfinți, dar nu sfinți. Sunt morți. Ăsta, tai, zic acum, are aici, așa, bună. Care calmi, da, i-am dat acum o colopată. Bine, continuă. Asta vine mereu aici. Da. Mamaie, mai e niște colibă? Mamaie! Bun, vă mulțumim frumos la această... Thank you.